keep your motor running. Rock FM. Avem un safir, așa cum am mai spus-o, mai întâi de toate, Nicu Covaș m-a sunat ceva mai devreme, cu 30 de secunde înainte de a intra în direct. Nicu, te sun eu după emisiune, că am un safir acum, în cazul în care asculți. Salutare băieților de la Moise, bine ați venit în studioul Rock Driver, pe numele lui de domnișoară. Salut Cristi, salut Rock FM. Da, salut Cristi, salut Rock FM, mai ziceți odată să vă dau mai tare. Salut Cristi, gata. Salut Rock FM. Și pe mine mai tare, te rog. Gata, ești cel mai tare, stai. Okay. Tu ești cel mai tare, ține, tot așa. Da, au venit la bunicu, bunicu e cam surd, trebuie să țipați la mine. Băieții de la Moise au o mulțime de treabă în perioada asta. În primul rând, prezența lor în studioul Rock FM se datorează faptului că acu 30 de minute a fost lansat un nou videoclip și anume emblema. Da. Hai, povestiți-mi voi. În studio, Alin Moise și Sebastian Simonis, am zis bine? Da, da. Da. Ștefan Darie și Ștefan Butan nu sunt prezenți pentru că sunt la joburi, ăștia doi fiind șomeri, își permit să vină pe la emisiune radio. Sunt chiar în concediu. Așa, Sebastian, hai să încep cu tine. Am înțeles că v-a luat o zi întreagă să filmați videoclipul ăla, care v-a ieșit foarte, foarte mișto. Da. Spune-mi, cum ți s-a părut că, nu știu, ai mai tras videoclipuri cu motocicliști, de exemplu? Acum, nu, a fost primul videoclip cu motocicliști. Așa. Plăcerea a fost extraordinară, adică nu am simțit că mă duc să filmez, am simțit că mă duc să mă distrez, da? Efectiv, da. Te-am văzut cu huidumele alea mari tatuate, nu te-ai speriat puțin? Ce mă cu ăștia? Nu, de ce să mă sperii? Nu, nu, băi, ești mișto, da? Eu la fel, dar că-s mai mic. Am înțeles. Tu nu te-ai alăturat de la bun început proiectului Moise. Nu, nu. Venirea ta s-a întâmplat când? În septembrie, anul trecut. În septembrie anul de trecut? De câteva luni, da. Pentru că Moise activează din 2018. Da, da, da. Și aici am să-l invit și pe domnul Alin să ne vorbească despre cum a pășit el în lumea asta, de ce și-a ales tocmai numele ăsta, pentru că îl cheamă Moise, dar totuși există un risc atunci când alegi numele unei formații. Nu știu, dacă nu e cel care trebuie, e posibil să se răsfrângă și asupra muncii voastre. Știi ce zic? Dar mie Moise mi se pare un nume foarte, foarte mișto, în afara faptului că e al tău. Apropo, la mulți ani, Alin Moise. Mulțumesc. Ziua lui de naștere. Mulțumesc mult. Însă, cum, nu știu, ai tras bățul, ai ales cu băieții? Cum s-a întâmplat să alegi numele Moise? Ați avut mai multe variante? Da, inițial chiar m-am gândit la mai multe variante pentru a la un nume de trupă. Așa. Proiectul Moise, de fapt, a apărut din dorința mea de a lansa un album solo. Inițial am vrut ca albumul să fie cu mai mulți invitați, fiecare piesă să o cânte câte un alt solist. Și până la urmă am făcut o trupă stabilă de 4 oameni, în prima componență cu care am lansat primul album Cine ești, cine sunt. Și am continuat trupa Moise tot așa, într-o formulă de 4, chitară, bas, tobe și voce. Formula cea mai de succes a hard rock-ului și a heavy metal-ului, din punctul meu de vedere. Foarte mișto, foarte mișto. Chiar mă gândeam mai devreme dacă, de exemplu, Cârțână și-ar fi făcut o trupă. Ar fi sunat ca dracu, formația Cârțână, știi ce zic? Așa că Moise se lipește de minune. Probabil că o să face și chestia cu datul spectatorilor în două, când tu treci printre ei cu chitara. Eu aș încerca-o la un moment dat în stânga și în dreapta, după care să se lase cu nebunie. Bun, la al câtele album sunteți? La al doilea album, acum lucrăm la al doilea album. La al doilea album, care va fi gata când? În toamnă. În toamnă. Toamna aceasta vrem să-l lansăm integral. Deja am lansat două single-uri de pe el. Primul single se intitulează Nu ne oprim, a fost lansat în luna noiembrie anului trecut. Tot aici. Și al doilea, exact, tot aici în premieră. Și al doilea single, intitulat Emblema, a fost lansat astăzi, care beneficiază și de un superb music video pe care îl puteți găsi pe canalul nostru de YouTube, Moise România. De la ora 16. Deci nu e nicio șansă să ascultăm, nu știu, mai mult material nou de la Moise în cântarea din 24 februarie. Ba da, și cu ocazia aceasta o să mai dăm o surpriză din casă. Pe 24 februarie vom mai lansa încă o piesă nouă. Acolo necântată. Pe scenă? Exact, exact. Pentru cei care nu știu Moise sau cei care nu au aflat, trupa Moise va deschide concertul Cargo, balad de rock, din data de 24 februarie de la Sala Palatului. Încă mai aveți timp să vă luați bilete dacă n-ați făcut-o pe acum. Uite că se lipesc lucrurile.
Sunt multe, multe surprize în seara aia la Sala Palatului, câteva de la voi și câteva de la Cargo. Am început să aflu așa, chiar dacă Tavi, ultima oară când a venit aici, n-a vrut să spună deloc, așa face el de obicei, mă fierbe în sub propriu, dar eu aflu că eu lucrez în presă și sunt un foarte bun om de presă și aflu. Dar nu spun nimic, nu împărtășesc cu ascultătorii, abia aștept să ne vedem la Sala Palatului. Știu și eu câteva din surprizele programate pentru acel eveniment, dar tot așa le țin secret și recomand tuturor să-și cumpere bilet dacă încă nu și-au cumpărat, pentru că va fi un concert cu multe surprize. Am înțeles. Pentru cei care nu știu de unde să-l ia pe Alin Moise, el a mai cântat cu Kempes, a mai cântat cu Iris în formula Nelu Dumitrescu, nu? Da. După care și-a luat propriul destin în mâini și uite că, să nu fie de ochi, face o treabă frumoasă împreună cu colegii lui. Ce planuri? 2023, pe unde cântați? Avem câteva concerte programate pentru la vară, câteva festivaluri, o să le anunțăm în curând pe pagina trupei. Iar în toamnă vom face un turneu în mai multe orașe, o să vrem să încercăm să ajungem peste tot, de promovare al noului material discografic. Revenind la videoclipul proaspăt lansat, e vreunul din trupă motociclist? Da, chiar, da, cine? Chiar toboșarul Ștefan Darie și basistul Ștefan Buta. Am înțeles, basistul Ștefan Buta. Mă gândeam la toboșarul vostru, Ștefan Darie. Voi dați îi dați voie să se dea cu motocicleta? Pentru că am mai auzit chestia asta și în alte formații rock și colegii de trupă, cel puțin toboșarilor, nu le dau voie, pur și simplu, să-și ia motocicletă. Și nu numai, și chitariștilor. Bănuiesc că ne prindem cu toții, de normal, ce, nu? Da. Uite, îmi vine un exemplu în minte, John de la Trooper. Și-ar fi dorit și el tare. Dacă da, aude, și nu lasă colegii. Dacă aude coyotul, îl strânge cu lanțul de la motocicletă de gât, cred. Că îți dai seama, rămân ăștia fără pâine. Da. Rămâi fără toboșar. Da, foarte frumos. Încă o dată, pentru cei care vor să vadă minunăție de videoclip cu motociclete, cu rocăreală, s-a întâmplat într-un clubhouse al unui club din București. Salutare! Exact, îi mulțumim pe această cale lui Easy. Easy, da. Și celor de la Red Roots, care au fost alături de noi și ne-au ajutat în realizarea acestui videoclip superb. Și au mai fost și niște voluntari Bikers for Humanity, da, exact. România. Acolo, Bubu, salutare dacă ești pe recepție. Și tu, am văzut că ai purtat un tricou foarte frumos în acel videoclip. Da, îl port și astăzi. Chiar dacă nu sunt motociclist, eu susțin toată mișcarea Bikers for Humanity și sunt chiar jos pălăria pentru tot ceea ce faceți. Mulțumim mult de tot. Dragilor, a venit vremea să ascultăm și piesa aia. Mă bucur tare că ați trecut pe la Rock FM. De fiecare dată când aveți ceva de spus, dați-ne și nouă de veste, că uite, găsim timp să ascultăm lucruri frumoase. Alin Moise, Sebastian Simonis, Ștefan Darie și Ștefan Buta, emblema Moise, în prima audiție aici, la Rock Driver. Baftă, băieți! Mulțumim!